Pacea Domnului Iisus și bine v-am găsit! Inima mea tresaltă de bucurie pentru că suntem în odaia de sus, în prezența celui atotputernic, unde Domnul împarte și astăzi valori. Slăvit să fie Domnul! Vă binecuvintez din toată inima și vă aduc salutări sfinte din România. Frații de aceeași credință și ei la rândul lor vă binecuvintează în numele Domnului Iisus și vă doresc tot ce-i mai bine și mai bun de la Domnul. Amin. Amin. Pentru că biserica este un gosen pentru Egipt, lumina lumii și sarea pământului, cel atotputernic care este capul bisericii, în această zi de sărbătoare, vrea să-L sărbătorim pe El. Duhul Sfânt este aici să ne ajute să-L sărbătorim pe Domnul cu tot ce suntem și avem, cum știm mai bine. Și unde nu putem, ne ajută și ne călăuzește, slăvit să fie numele Domnului. Astăzi Domnul a hotărât să binecuvinteze, să binecuvinteze noile odrasle și să ne binecuvinteze pe toți. Pentru că hambarele sale sunt pline de dau peste ele, slăvit să fie numele Său. Preaiubiților, s-a citit un text așa de important, atât de profund, din care putem să vedem că și pentru Domnul Iisus Hristos, familia are o deosebită prioritate. Cu precădere, copiii din fiecare familie sunt foarte valoroși înaintea Mântuitorului și își face timp pentru ei în ce privește binecuvântarea lor. În această zi, cu ajutorul Domnului, am vrea să ne uităm în Scriptură și să vedem ce trebuie noi ca părinți, ca bunici, să le dăruim copiilor noștri. Ce zestre trebuie să le dăm. Și aș vrea, în primul rând, să subliniez accentuat. Copiii au nevoie de dreptul la viață. Aleluia! Dreptul la viață! Frați și surori, prieteni dragi, trăim într-o societate seculară în care scara valorilor și ordinea priorităților sunt cu susul în jos, sunt răsturnate și haotice. În perioada aceasta de timp, Biserica lui Iisus Hristos, care nu face parte din societatea seculară, ci face parte din împărăția lui Dumnezeu, înțelege altfel valorile lui Dumnezeu. Amen. Înțelege altfel viața. Înțelege cuvântul lui Dumnezeu și pe autorul său, care este Domnul domnilor și împăratul împăraților, fie binecuvântat în veci numele Său. Amin. Dacă societatea legiferează avortul fără scrupule, fără să-i pese de viața copiilor care încă sunt în pântecele mamelor lor, biserica nu face așa. Biserica lui Iisus Hristos acordă dreptul la viață. Amin. Pentru că viața vine de la Dumnezeu. Amin. El din nimic a creat totul. El este, adică Iisus, calea, adevărul și viața, învierea și viața. Amin. De aceea a spus ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine. Pentru că voia să spună, eu sunt autorul vieților. Am consimțământul venirii în lume pentru fiecare copil ce trebuie să se nască. Biserica lui Iisus Hristos acordă dreptul la viață celor ce trebuie să se nască. Depinde de tolbă. Aici nu intrăm în detalii. Fiecare trebuie să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și fiecare trebuie să știe planul lui Dumnezeu cu privire la familia sa, cu privire la copiii pe care îi dă Dumnezeu. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului, spune prima femeie din lume, Eva, când s-a născut Cain, fiul cel mai mare. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului.
Copiii sunt darurile cele mai minunate pentru familie. N-o să ducem nimic din lumea aceasta cu noi, nici casele frumoase, deși sunt necesare și trebuie să fie bine îngrijite, nici mașinile luxoase, nici banii, nici conturile, nici cecurile noastre. N-o să le ducem dincolo, că nu mai avem nevoie de ele. Dar copiii să nu rămână în Egiptul lumii acesteia. Ei trebuie să se mute cu noi în gosenul împărăției lui Dumnezeu, în valorile de care trebuie să avem cea mai mare grijă. Frați și surori, iubiți prieteni, avem camere de supraveghere și nu-i rău. Avem conturi secrete și nu-i rău. Și veghem ca nu cumva cineva să ne fure bruma de avere. E bine să avem grijă de ce ne-a dat Dumnezeu. Dar oare de copiii noștri cât timp ne facem? Oare pentru ei ce alocăm? Este vremea când copiii noștri să știe că sunt proprietatea lui Dumnezeu și au dreptul la viață? Așa cum noi am primit dreptul la viață prin părinții care ne-au adus în lumea aceasta cu drag. Dacă nu ne acordau dreptul la viață, niciunul nu era aici. Dar Dumnezeu a sensibilizat inimile părinților și ne-a acordat dreptul la viață. O, dragi părinți, nu luați dreptul de la viață pentru copiii voștri, pentru că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Sângele multor copii care sunt privați de viață strigă la Dumnezeu și vine o zi a socotelilor. Nu o să dați socoteală păstorilor, bordului de conducere, nu o să dăm socoteală oamenilor, ci o să dăm socoteală lui Dumnezeu. Aceștia sunt copiii pe care mi-a dat Domnul, spune cuvântul Domnului într-un pasaj biblic și este bine să înțelegem taina aceasta, să dăm dreptul la viață copiilor. În al doilea rând, copiii trebuie să fie închinați Domnului. Iată, în pasajul ce a fost citit, unii părinți au înțeles taina aceasta și au parcurs probabil kilometri ca să ajungă până la Domnul Iisus Hristos, deși era atât de ocupat, evanghelizări, învieri de morți, vindecări de bolnavi, exorcizări și așa mai departe, și aveau acești părinți dorința ca Domnul Iisus doar să se atingă de ei. Și erau mulțumiți de o simplă atingere de copiilor. Dar Domnul Iisus a făcut mult mai mult decât să se atingă de ei și spune cuvântul Domnului că i-a luat în brațe, 1. I-a binecuvântat, 2. Și-a pus mâinile peste ei, slăvit să fie numele Domnului. Ce mare har! Ce mare har! Părinților, bunicilor, noi trebuie să închinăm Domnului copilașii, să-i aducem înaintea Lui la binecuvântare, să aibă posibilitatea de a se atinge de Domnul Iisus, de a primi de la Domnul adevărata valoare a binecuvântării. O, Doamne, îndură-te! Nu-i botezăm! Îi botezăm doar la maturitate, când pot să mărturisească că l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn, Stăpân și Mântuitor personal. Îi binecuvântăm pe copilași. Și Mântuitorul Iisus Hristos, când era copil, a fost binecuvântat de bătrânul Simeon, care era prieten cu Dumnezeu, cu care stătea de vorbă Dumnezeu și el cu Dumnezeu. La un moment dat, Duhul Sfânt i-a spus, Simeon, care înseamnă ascultare, tu n-o să mori până n-o să vadă ochii tăi mântuirea și binecuvântarea lui Israel. Și într-o zi, mânat de Duhul, se duce la templu. Și ce mare har să mergi la templu mânat de Duhul, nu de fire, nu de interese. O, nu, de Duhul. Și când te mână Duhul la templu, te umple Duhul în templu de slava lui Dumnezeu și vezi mântuirea lui Dumnezeu în templu Domnului, mânat de Duhul. Cred că mânați de Duhul am venit aici să-L slăvim pe Domnul. Am venit să fim îndrăgostiți de cer, de Domnul, de lucrările sale minunate. Și se împlinește ce a spus Duhul Sfânt. Ochii lui Simeon văd mântuirea și mângâierea lui Israel și are binecuvântarea și harul să-l țină pe brațe pe cel mai minunat prunc care a venit vreodată în lumea noastră, pe Iisus Hristos. Și se roagă acum, Doamne, slobozește pe robul Tău în pace, că ochii mei au văzut mângâierea lui Israel.
Ce mare har, ce mare binecuvântare, oamenii plini de Duhul Sfânt să țină pe brațe copiii și Domnul să-i binecuvinteze. Slăvit să fie numele Domnului, dar la rândul său și Iisus, cum am citit în pasajul acesta, a luat pe brațe copilașii și a pus mâinile peste ei, s-a rugat pentru ei și le-a oferit o adevărată binecuvântare. Doamne, îndură-te de toți copilașii! În al treilea rând, noi trebuie să le dăruim copilașilor noștri, nepoțiilor noștri, valori spirituale, cu prioritate. Valori spirituale. Prea multe gafe, iertați-mi expresia, facem noi, pentru că avem altfel de priorități în inima și în mintea noastră. Cu precădere vrem să le oferim cei mai bun în lumea aceasta. Nu-i rău să aibă condiții de trai, hrană suficientă, îmbrăcăminte, să aibă condiții, educație, nu-i rău, dar oare aceasta trebuie să fie o prioritate în viața copiilor? O, eu nu cred. În primul rând, noi trebuie să le oferim valorile spirituale, să le facem copiilor cunoștință cu Dumnezeul nostru. Aleluia. Să le facem copiilor cunoștință cu Dumnezeul căruia îi slujim, care este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Oh, dragii mei, trebuie să ne preocupe acest mare adevăr. Copiii noștri ne văd, ne studiază. Copiii noștri sunt foarte atenți la relația noastră personală cu Dumnezeu și să ne așteptăm să fie mai buni ca noi, să aibă o relație mai bună cu Dumnezeu decât o avem noi. Ei ne copiază în general. De aceea astăzi Duhul Sfânt trage un semnal de alarmă și vrea să ne spună tuturor părinților și bunicilor: descoperiți-L pe Dumnezeu, Dumnezeul vostru, copiilor voștri, ca să vă calce pe urme și împreună să ajungeți la țintă în eternitatea lui Dumnezeu și nici o unghie să nu rămână în Egiptul lumii acesteia. Toți copiii pe care Dumnezeu ne-a dăruit împreună cu noi să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Oh, exemplu personal este cel mai concludent pentru copiii noștri. Exemplu personal. Ei văd când ne certăm ca soți unul cu celălalt. Ei văd când nu ne facem timp de închinare, de citirea cuvântului. Ne grăbim de dimineață să alergăm la ale noastre, să avem un mai mult și un mai bine pământesc. Ei sunt foarte receptivi, foarte atenți și ne vor păși pe urme și vom regreta că vor ajunge ca noi. O, Doamne, ai milă și ajută-ne să înțelegem că este o mare bătălie pentru sufletele lor. Diavolul vrea să ne fure. Ei sunt valorile de care trebuie să avem cea mai mare grijă și să nu ne lăsăm copiii furați de societatea seculară care vor să terfelească sau vrea să terfelească inocența copiilor noștri, să le dăruiască aguridă și o travă în loc de pâinea vieții coborâtă din cer, în loc de apa vie, vrea să ne hrănească copiii cu lucruri mizerabile. Biserica lui Iisus Hristos, este vremea cercetării tale, ai mare grijă, dă valorile spirituale copiilor tăi să-i știi în siguranță, să-i vezi mărturisindu-L pe Domnul colegilor lor, să-i vezi că sunt altfel decât copiii lumii, pentru că ai investit în ei valorile cele mai profunde, valorile împărăției lui Dumnezeu, valorile veșnice ale lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să câștigăm bătălia pe genunchi în vremea aceasta, pentru că Tu ne-ai dat acești copii pentru gloria Ta. Apoi, în ultim rând, pentru că timpul ne presează și vreau să închei, noi trebuie să învățăm pe copiii noștri să aibă o atitudine corectă față de orice fel de situație din lumea aceasta cu care se vor confrunta. Amintesc câteva. 1. Trebuie să învățăm pe copiii noștri cum să se confrunte față de succes. Ce să facă când vor avea succes? Succesul poate să fie o binecuvântare sau un mare blestem. De aceea ne trebuie să învățăm pe copii că mândria succesului
este o pierzare veșnică, dacă este acceptată. Foarte mulți copii sunt aruncați în față să aibă succes și apoi să se laude părinții cu ei într-o măsură mai înaltă decât se cuvine, fără să își dea seama părinții că sunt periclitați copiii prin mândria succesului. Oricât te-ar folosi Dumnezeu în lucrare, rămâi smerit, pentru că celor smeriți Domnul le dă har. Aleluia. Prin mândria succesului, diavolul a trebuit să cadă din glorie și să fie prăbușit și apoi să fie în final aruncat în flăcările azul de foc, pentru că s-a mândrit de succesul pe care l-a avut acolo în slava lui Dumnezeu. Toți cei ce se mândresc cu succesul lor și nu-l scot în relief pe Domnul, într-o zi vor falimenta cumplit. Dar trebuie să învățăm pe copii ce înseamnă și falimentul și cum să se confrunte cu falimentul. Și vedem în Scriptură atâția oameni care au falimentat și vedem pe unii care au rămas în echilibru. Uitați-vă la Iov. Iov, la un moment dat, pare falimentar. A falimentat total. Nu mai avea nimic, nici turme, nici bani, nici rob, nici roabe, ba nici copii. Toate au fost luate. Dar omul acesta integru, care era prieten cu Dumnezeu, ca și Simeon, a spus: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Nu ești falimentar atâta vreme cât ai relație corectă cu Dumnezeu, pentru că El este sursa tuturor binecuvântărilor, și cele materiale, dar mai ales a celor spirituale. De aceea, ridică-te din starea în care ești de falimentar, scutură sărâna neputinței de pe tine, îți vorbește Duhul Sfânt în dimineața aceasta, ridică-te în capul oaselor, căci biruitorul viteaz este Domnul și îți dă și ție biruință din biruința Lui, slăvit să fie Domnul. Învățăm pe copiii noștri cum trebuie să se comporte față de muncă, față de activitatea pe care trebuie să o întreprindă. 2 Tesaloniceni 3:10, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu cine nu poate să lucreze, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar trebuie să avem mare grijă, trebuie să avem mare grijă, pentru că noi trebuie să fim un exemplu chiar în hărnicie. Exemplu în hărnicie. Copiii noștri trebuie să fie harnici ca noi. Amin. Ca noi. Nu ne pot depăși. Ci trebuie să fie harnici ca noi. Ajută-ne, Doamne, să fim modelul lor și în hărnicie. Amin. Amin. Trebuie să învățăm pe copiii noștri, în ultimul rând, să fie foarte atenți față de valorile financiare, de bani. Banii pot să fie o binecuvântare, banii pot să fie un blestem. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Risipa, la rândul ei, este un păcat. Și iubirea de bani, excesivă, dar și risipa. Când alții mor de foame, noi să risipim? Mântuitorul a binecuvântat pâinile în pustie și i-a spus ucenicilor: adunați firimiturile, nu faceți risipă din binecuvântările primite. Și au adunat firimiturile. Este o vreme specială pe care o traversăm, frați și surori, să nu facem risipă. Nu cumpărați ce nu vă trebuie. Nu cheltuiți mai mult decât este posibil, să ținem echilibru în toate domeniile și să nu uităm partea nenorocitului și a săracului. Am vorbit cu un bărbat tânăr, nu de mult, de vreo 2 săptămâni maxim, un pastor, un slujitor din Austria, și îmi spunea: frate Elisei, am vorbit cu biserica pentru o dărnicie și am văzut că oamenii erau destul de atenți ca să dăruiască și să fie milostivi față de cei săraci. Dar cine credeți că a fost cel mai atent la ce am spus eu? Copilul meu de 8 ani, spunea el. Ne-am dus acasă și copilul a deschis subiectul. Tati, 8 ani având, tati, eu am adunat 250 de euro, tu știi că de un an de zile mă necăjesc să adun niște bani să-mi cumpăr o bicicletă. Dar am auzit ce ai spus în biserică, sunt acum copii desculți, copii dezbrăcați, copii care n-au ce să mănânce. Tati, m-am gândit la ceva, bicicleta mea nu este o urgență, amând cumpărarea bicicletei și eu vreau să dau în numele Domnului 100 de euro pentru copiii săraci. Tatăl a tresărit.
Este o realitate, nu este o fantezie. A tresărit și a spus fratelisei, fiul meu a fost cel mai receptiv la provocarea pe care am lansat-o în biserică. Din puținul pe care l-a adunat cu atâta chin, un an de zile a dat pentru copiii aceia săraci cu o deosebită dăruire, partea Domnului, partea săracului. De aceea, frați și surori, trebuie să învățăm pe copiii noștri să fie și darnici. Amen. Din ceea ce primesc să dea Domnului, cel puțin a 10-a parte, din binecuvântarea primită și nu o să sărăcească niciodată. O să fie binecuvântați din toate punctele de vedere și în final ne vom întâlni cu ei acasă, pe plaiurile eterne, acolo unde veșnic este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Biserica lui Iisus Hristos, ia aminte la glasul cuvântului lui Dumnezeu din această zi și să dăm valorile care trebuie copiilor noștri, care sunt adevărata comoară cu care vom moșteni împărăția cerurilor. Amin.